Continuăm emisiunea Cocktail din această seară și vorbim despre proiectul de hotărâre care mâine va intra în ședința Consiliului Local Municipal și care vizează sancțiuni pentru proprietari, dar și pentru președinții de asociații de proprietari. Domnule Ionescu, vorbeam în prima parte despre ceea ce prevede acest proiect, despre cum vor fi sancționați cei care nu respectă regulile de acum înainte, însă sunt și câteva cazuri semnalate la redacția noastră despre care aș vrea să vorbim. Cineva spunea că în blocul în care locuiește și, bineînțeles că este proprietar al unui apartament, mai multe familii în ședința de bloc, bineînțeles, s-au hotărât să facă lucrări de reparație la acoperișul blocului, pentru că starea acestuia era una destul de defectuoasă și au spus că se impune pentru că deja au început ploile, vor veni ninsorile și destul de greu va fi. Cei care au participat la ședință, în majoritate, au spus că da, sunt de acord să plătească eșalonat în 2-3 rate acea sumă de bani, pentru că era destul de mare. Corect. S-au plătit în prima lună banii de către toți proprietarii de apartamente. În a doua lună, 4 sau 5 proprietari, nu mai știu cum spunea telespectatorul nostru, s-au răzgândit și au spus, domne, nu mai plătim, nu mai avem de unde, dați-ne banii înapoi pe care i-am plătit până acum și cade lucrarea, că nu mai avem cum. Ce se întâmplă în situația asta? Sigur, acum trebuie spus de la începutul locului că, indiferent de etajul la care locuim într-un bloc, suntem beneficiari atât ai subsolului cât și ai acoperișului. Deci nu avem casă fără subsol, fără fundație și nici fără acoperiș. Așa spune și legea și așa este și corect. Și suntem obligați să participăm în mod egal la toate aceste cheltuieli de întreținere sau de reparație. În situația în care există o astfel de caz care s-a ajuns într-o astfel de situație, trebuie să amintesc faptul că trebuie să respectate anumite proceduri până la finaliza sau până la începe o astfel de lucrare și vorbim de hidroizolație pentru că sunt cele mai dese și cele mai neplăcute pentru cei care locuiesc la ultimul etaj, indiferent de bloc de 2, 3, 4 sau 10 etaje. Trebuie făcută o ședință pe scară, o adunare generală pentru locatarii din blocul respectiv. Cu majoritatea de jumătate plus 1 se ia o decizie la nivelul blocului, scării de bloc respective, de a face lucrarea respectivă de hidroizolație în speță, după care ea devine, să spun, funcțională în etapa ulterioară. Se strâng 2-3 oferte pentru a vedea cea mai bună, care este cea mai bună din punct de vedere atât și economic al banilor, dar și al calității materialului. Și am spus în prima parte a emisiunii că nu neapărat și cea mai mică ofertă din punct de vedere financiar este și cea mai bună. Da? Pentru că nu de puține ori, cei care doresc să facă astfel de lucrări de hidroizolație, de placări cu polistiren, de schimbat conducte, scăderea prețului se face în detrimentul calității și al materialelor. O știm foarte bine. Se alege oferta cea mai avantajoasă, se face un precontract, un contract cu firma respectivă, că există un avans, că există un rate, că exact cum se convine de la început, prin intermediul asociației de proprietari, și se începe lucrarea cu contract de garanție, cu recepție la sfârșitul lucrării. Acum, dacă eu ca proprietar mă răzgândesc la jumătatea drumului că nu mai îmi convine mie, că nu mă plouă pe mine, că nu stau la etajul 8 și stau la etajul 2 și nu mă interesează, este exclus. Pentru că, indiferent dacă am fost sau n-am fost de acord la început, când s-a făcut acea adunare generală pe scară și prin care s-a hotărât cu jumătate plus 1 ca ea să fie executată, pentru că dacă nu locuiesc la ultimul etaj, nu înseamnă că trebuie să sufere cel care locuiește acolo, pentru că este și acoperișul meu. Lucrarea merge mai departe, se termină, se face acel proces verbal de recepție a lucrării cu reprezentanții proprietarului și asociației de proprietari, se achită ce este de achitat într-o primă etapă, urmând, așa cum s-au convenit de la început, să plătească în rate sau cum au convenit dumnealor. Dacă persoana sau persoane sau proprietarii respectivi, câți ori fie la număr, 2-3 refuză sau unul singur refuză să mai achite în continuare, el rămâne în continuare cu acea datorie la asociație. Cu acea cotă parte pe care trebuie să o plătească ca și contribuție pentru a fi finalizată lucrarea.
refuzând, asta nu înseamnă că ei să-și șterge datoria. Rămâne dar cu acea datorie. Dar nu rămâne acea datorie la nesfârșit, așa cum spuneați, de termenul păi nu, acela de rămâne o datorie de la care se calculează penalități la asociații, iar președintele acționează pe mai departe și îl acționează pe mai departe pentru recuperarea datoriei conform procedurilor în vigoare. Asta se întâmplă și în cazul în care nu sunt de acord de la început, atunci când se propune efectuarea unei lucrări. Bineînțeles. Dacă majoritatea plus 1 a fost de acord și a luat această decizie, automat că și ceilalți proprietari sunt obligați. Pentru că să faci o constatare la început că nu facem o lucrare și bănuiesc că nimeni nu cheltuiește să facă o lucrare de dragul de a cheltui, ci sunt fortuiți de o situație și de împrejurări pentru că nu poți locui să stai cu ligienele în casă sau cu oalele ca să nu-ți plouă în apartament, dar asta nu înseamnă că pe mine ca proprietar legea mă exonerează de a nu participa la aceste cheltuieli. Din contră, mă obligă să particip la aceste cheltuieli, indiferent de poziția și de proprietate pe care o am în blocul respectiv. Iar pentru lucrările referitoare la izolarea termică, sunt reglementări în acest sens astfel încât să nu mai vedem tot felul de pătrățele de culori diferite în cadrul sigur, unui scări de bloc? Legea construcției nu mai obligă a face aceste lucrări cu autorizație de construire, prin care ca proprietar ești obligat să solicite autorizare și să-ți dea soluția de culoare. Automat, din cauza asta, și proprietarii și-au făcut, așa cum au crezut, lucrările de reabilitare. Numai că, așa cum spuneam și cu ocazia altor emisiuni, acel program național de reabilitare termică trebuie continuat, trebuie să alocate fonduri. Din fericire, la Buzău s-a și demarat acel program prin care sunt absorbite fonduri europene. Sunt 53 de blocuri în municipiul Buzău, din cunoștințele mele, care au fost validate pentru a intra în acest program de reabilitare termică cu bani europeni. Sunt în diverse stadii acum de licitații la minister și o serie de lucruri ce conduc în prima fază a demara lucrările respective și ulterior a fi finalizate și vor fi finalizate cu o singură soluție de culoare de sus până jos și nu va mai exista sau nu va mai lăsa la latitudinea nimănui de a-și alege culoarea care să-și o facă pe apartamente la exterior. Deci o să existe o rezolvare și din acest punct de vedere. Sigur, oricum sigur. De reținut faptul că atunci când se decid în majoritate lucrări de efectuat, toată lumea trebuie să participe, dacă nu, vor fi restanțe la asociație. Restanțe și se acționează de către președinte, așa cum am spus, pentru recuperarea unei datorii de la un anumit sau altul proprietar care refuză să îl plătească. Că refuz să plătesc cheltuielile lunare la asociație sau că refuz să plătesc contribuția pe care o am și cu care am fost de acord, culmea, am fost și de acord la începutul lucrării prin acel proces verbal și să mă răzgândesc, nu, lucrurile continuă, pentru că nu poate să sufere majoritatea pentru o singură persoană. Despre ce se întâmplă acum în municipiul Buzău aș vrea să vorbim puțin, asta pentru că vremea rece ne-a surprins la sfârșitul săptămânii trecute și chiar dacă temperaturile au mai crescut un pic, vor mai crește însă doar cu un grad, două grade, avem în continuare în timpul nopții sub 10 grade. Avem căldură în toate locuințele în municipiu în acest moment? Sigur, regia municipală furnizează agent termic în toate blocurile, conform condițiilor și conform prevederilor legale. Dacă cineva sau dacă proprietarii dintr-un imobil refuză căldură, sunt acele vane de separație de la intrarea în bloc care pot fi închise și atunci nu mai plătesc pentru că plătesc conform înregistrării aparatelor de măsură gigacalorimetrelor de la intrarea în bloc. Dar nu este nicio problemă cu furnizarea agentului termic. Dacă sunt anumite probleme, locale din punct de vedere al stării tehnice interioare din blocul respectiv sau blocurile respective, dacă nu au. Dar în rest, nu sunt probleme. Cineva în emisiunii anterioare ne-a sunat pentru a ne întreba dacă se mai pot face debranșări de la sistemul centralizat de încălzire și înțeleg că a fost un termen de 15 septembrie, de la care din acel moment nu se sigur, mai pot face debranșări. Conform legii, din momentul în care se încep probele pentru pregătirea de iarnă, nu se mai pot face debranșări. Sigur, nu îi respinge dosarul pentru că va fi luat în considerare în anul următor, atunci când va fi sistată furnizarea de agente
concediu pentru încălzire și va exista această posibilitate cu respectarea, sigur, a prevederilor legale. Aș vrea în concluzia emisiunii să ne spuneți de ce a durat atât de mult până când să aflăm că acest proiect de hotărâre va intra în ședință de Consiliu Local, că va trece, că va fi aprobat și că se va putea și aplica. Că de mult încercați. Da, nu e vorba și nu a fost o presiune din partea nimănui de a merge mai repede sau a fi întârziat. Din contră, cu cât a stat mai mult pe site-ul primăriei, oricine îl putea studia, oricine îl putea vedea și oricine a putut face intervenții și propuneri în a completa, modifica anumite chestiuni pe care nu le poți face de la început foarte bine. Ăsta este și rolul dezbaterii publice pe un act normativ. Este bine că în final s-a găsit forma cea mai bună și cea mai funcțională și va deveni funcțională tocmai pentru, așa cum am spus pe fond, a evita acele fraude de la asociațiile de proprietari, acolo unde, din păcate, s-au și întâmplat, pentru că banii proprietarilor să fie protejați și să ajungă la furnizorii de servicii pentru a le fi întrerupte și pentru a ajunge în altă parte atunci când sau după ce mi-am plătit întreținerea, și pentru a încuraja pe cei care, într-adevăr, până acum și-au făcut treaba și își fac treaba în continuare și pentru a elimina din sincopele cu care, eu știu, pe care le-au avut până la acest moment. Au fost și puncte la care ați renunțat din forma inițială a proiectului pentru că buzoienii v-au scris că n-ar fi în regulă? Nu, au fost îmbunătățite anumite aspecte, tocmai pentru a atinge pe toate. Deci, dar acum, înainte, nu. Știm că vor fi și sancțiuni. Practic, el a fost, care se vor aplica. S-a pliat pe acel proiect de hotărâre de anul trecut. Trebuiau atinse toate aspectele și să nu scapi o prevedere legală dacă i-ar fi încălcat. Domnule Constantin Ionescu, vă mulțumesc pentru informații, pentru prezența în studioul nostru și spor la treabă în continuare. Să rămână o seară bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți în continuare la Campus TV. La revedere!